Bună ziua, prieteni! Uitați, avem aici pe domnul Modă! Bună ziua, prieteni! Suntem aici la domnul Leo acasă. Da, spune și de canalul tău de YouTube. Din canalul tău de YouTube, pot să cheamă zboară. Abonați-vă la canalul meu de pe YouTube, Bulibașa de la Strehaia. Și ai numele canalului. Da, nu e al cumva. Da, trebuie să filmezi judecățile, cum faci pace. Păi nu, să nu ne aprobă toți țiganii judecățile. Filmezi, am spus că sunt transparent. Filmez după ce se termină o judecată și vedem cum rămâne judecată. Uitați-mă, sunt aici cu David, facem o judecată, uite, David, o împăcăciune, da? Care trebuie să vină și la noi la Străiai, liber, poate să vină și el, aici să ne vizitează. I-ai dat gratie. Dar o să spun că Bulibașa, când o să fie mare, la 18 ani, poți să fie o țigancă. Așa trebuie, să-i țigancă. Pune-i mulțumesc lui domnul Modă că s-a ținut de promisiune. Eu totuși mă țin de promisiuni, ce promit, eu sunt transparent, tot ce fac. Da, dar o așteptăm și pe sora ta, pe Albina, să vină să stea și ea cu tine aici. O să vină, da, o să vină și ea și, prieteni, o să facem o judecată foarte bună, să ajutăm pe toată lumea, să fie o pace între Stelică și Tomită, vrem să facem pace. Dacă a avut Dumnezeu așa, a avut Dumnezeu, nu avem ce să facem. Noi suntem Bulibașa, da, care face vrea pace. Domnul Stelică, eu nu te cunosc de acum. Și cu Tomiță, ai copilărit și cu mine. Suntem oameni care ne lovim. Te știam foarte bun, foarte bine de gând. Ai mai glumit tu, ai mai tu dat supărat. Păi lasă că prietenii mai știu, ei știu că știu că mai ai supărat, ai fost tu supărat. Hai să facem ceva să fie pace. Asta e, prieteni, eu sunt de acord să facem pace, ca de azi încolo să nu mai vorbesc de Tomiță niciodată, nici ei să vorbească de familia mea. Deci astăzi să facem pace, să vedem cum facem, pentru că avem... Are fetița Alin împreună și cu Madalina și n-ar trebui să ne certăm noi, pentru că fata merge și la ei, vine și la noi. Așa este cu normal. Cu ai lumina. Cu porța ori pe pată. Ai lumex. Ce pacă ai lumex? Copiii vin și la noi. Ăia nu e, ăia lumex după vine, așa că nu s-am făcut judecată. Lasă, i-am zis că facem judecata după anul nou, facem alumex judecata cu nora noastră, cu lumina. Cu posta noră. Ce, mă recunoște Bulibaș acum? Da, vreau să păi mă recunoște Bulibaș, până acum ai spus că nu sunt Bulibaș la lansă. Nu, am zis că judecata aia nu putem să o rezolvăm, e la alt nivel. Dar astea le rezolvăm pe plan local. A fost influențat de Sică. Domnul Sică, unde câinele tău de pază? Nu vorbi așa, că nu e câinele meu de pază, e prietenul meu. Păi nu mai ai cumnatul tău. Păi unde e cumnatul? E fostul cumnatul. Păi da, nu e fratele Luanca. Tu nu mi-ai dat, dar nu vine aici. Ce patroană aici? Patroană, de 10 ani vrei să îl soți pe Leo. Uite, de data asta, eu Bulibașa, am gândit, tot ai vrut să îl soți pe Leo. Cred că o mărit eu pe Anca și scăp pe Leo de Anca. Ia bine, ți-a două navete de mine. Ascultă-mă, Modă. Da. Fii atent, dacă tot... Prete, cum o servește Leo? Da. Haideți să vă spun. Eu sunt bolnav de diabet și îmi pune carne să mănânc. Ascultați. Dacă vrea să mă însoare, doare el Bulibașa Modă. Du-te la nono și ia pe fata aia care e la el. Chiar la verde ea, va. Pune-a pe cine e Belucica, pe cine e Bidonul. Mă vezi că nu știi Modă. Fii atent că mai e și Lucica, e și Pitica. Pe care vrei și trebuie? La Lucica. De Lucica, ca să iau cu bidon cu tot. Are că pe de la cana, că la verdea. O să iau, o să vorbesc, da. Nu cred că lea femeia, că el până acum era învățat să ia marlomânce. Aveam păi, femei de tot. Nu, mă dă, ia de ce fac. O iau și o fac de tot și pe ea, dar să nu te suferi. Îi pun silicoane să-mi plac la pusă scurtă. Că... Asta e. Ce îți plac femeile la pusă scurtă? O pun să-ți facă tatuaje. Din. Adică ce să fie frumoasă. Ce din, mă. Nu mă bag. Păi ce vrei patrona? De rușine de oameni. Îmi cer scuze, patrona, că am vorbit în fața ta. Un bătrân prieten, a nebunit. Auziți, un bătrân prieten, am 50 de ani, fără patru. Zi patrona, cum să bătrân? Dileia. Dileia. Da, dileia. Are 46 de ani, nu? 46. Bă, Sică, stai 3 luni încolo. Prieteni, abonați-vă la canalul meu de YouTube dacă vreți să vedeți mai multe. Eu sunt transparent.
Nu da, da, nu-i bașa de la treacă, pace judecată. Și e un om corect, așa este. Vă rog, toți abonații mei, stai că spun, toți abonații mei, pentru că sunteți un număr mare care mă urmăriți, vă rog frumos să vă abonați la domnul Modă, pentru că merită, este un om de valoare. Chiar merită. Bulibașa de la Strehaia. Bulibașa de la Strehaia. Modul lui de YouTube este prieten, Bulibașa de la Strehaia, vă rugăm să vă abonați la dânsul, pentru că dacă vreți să vă soare, el vă găsește. Dacă făcut judecată, să fii liberă. Trebuie să plătești sănătate, trebuie să plătești tu drumului motorină. Da, dacă faci pileaua asta cu Tomiță, cu pata mică, cu tot, îți dăm și o dată de pere Modă. Păi nu vreau că... nu mă plătești. A, păi nu, nu, nu. Bulibașa nu ia bani, prieten, nu e. Nu, nu, nu. El mai glumește. Păi dacă fac treaba asta cu Tomiță, mergi și eu cu tache de mână până în centru să vadă lumea că e liberă de Strehaia, să vadă că am cu Bulibașa. Bravo, tu aduci Bulibașa de Strehaia. De franceta până la mine, la birou în față. Gata, deci, prieteni, vă pupăm și încă o dată vă rugăm foarte mult să vă abonați la domnul Modă. Încă o dată canalul. Bulibașa de la Strehaia. Așa să faceți, prieteni. Bă, ne-am îmbătat pe bune. Da, că nu te vingea pot o spargem din bești de la nu mai zi asta! Pasă? Vine! Nu mai zi doar ceea ce zi. Vezi că vine om acum, a doua ăla, treaba aia. Avem. Avem. Ia mulțumesc. Vine cioană. I-am dat mesajul. Ursulele ce ai avut ale jalei, bă? Da, stăpână, imediat. Vine cu oameni, puranul. O mai cioro. Ce nu mai cioro? Vine cu coa turcizi. O, dar... cu coa, că e loc în două. Da. Ăla-i. Alex, ia aici. Licea, dar îmi dă păzare cu tine în mașină. În mașină. Vorbesc dublu acum. Vorbesc dublu și dacă nu înțelegem noi, nu este mai bun. Păi vorbesc dublu acum. Vorbește pe speaker. Alex, vorbesc dublu. Ce fac? Pe difuzor. Așa, am luat aia din mașină. Asta cu el. Deci, cel mai ciuro, da? Alex, ca să ne prindă cu mărul. Da la mai, da la mai, da le. Da la mai, da la mai, da le. Am că din pușcărie scap mai mare bani mă fac mă. Au la 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 mă. La 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 mă. Continuă tu, Mihai. Da. Ai făcut melodie de pușcărie. Ai făcut de Anca. Am să fac, Doamne, până la croce. Să vezi după cum mă duce. Am și mă duce la Jilava și mă plimbă toată țara mă. Repetine, te duce la Craiova. Am și, Doamne, până la cruce. Să vezi după cum mă duce. Mă duce, mă ocolește, la Jilava mă oprește. Nu mai curte. Dar vezi, Sica, uita cu cine a plecat Sica în Duba, uitat. Da, vezi. Băi, Sica, tu mi-ai ridicat bagajele când am căzut. Mi-e pare rău de tine, dar vorbi de mine. Dar vorbi de mine, Sica. Era biat când am venit la pușcă. Da. Dar băgat polițistul de la Leon Jamantan, capea-i băgat, dar da, bine, băgați capea-va, că capea-va nu trebuie. Îi băgat toale, îi băgat salam, îi băgat multe în Jamantan la el. El a plecat și n-a mai ajuns copiii să-i bagă. Dar știi că cu două săptămâni înainte atâta a umblat cu bagajul de-a rămas el vreodată. Dar de ce a vorbit el de mine? Eu eram, părea rău de el. Ce-i făcut să-mi iau? Că nu i-am dat bani de la mine. Lasă patru în seasă, e prieteni. Nu le ierti niciodată, nici moată, în groapă. În groapă nu le ierti niciodată ce a vorbit de mine. Mi-a spus că sunt gunoi. El e gunoi, nu e gunoi. Așa vorbește, patru. Nu, eu nu mai așem nimic de asta, nu mai dăm prin casa mea. N-am nevoie de el, n-are nevoie de mine. Deci nu mai merge să faci pace. Nu mai nici o pace. Să-ți dea două balene și el. Nu mai, nu trebuie nimic. Deci cu balena? Vezi că a venit omul. Da.
Ce că-i poartă o țoană? Bă, dar voi nu vă ridicați. A, da, omul cu așa. O, pe mine e îmbătat. Asta nu vie ușine de cap, acum. Doamne, prieteni. Lasă-ne până ne-am oprit. Să vă spun ce s-a întâmplat cu judecata țigănească. Tău ceva? Nimic. Că așteaptă fanii să le spui și lor. Ai păcat, am păcat beleaua fraților, așa m-a zis patroana, am păcat beleaua, am păcat-o cu toată lumea, nu contează. Deci, în primul rând, vreau să vă spun că cu familia Conea ne-am împăcat, prieteni, ne-am împăcat, am făcut judecata țigonească, gata. Nu mai au treabă cu patroana, dar astăzi a fost la poliție patroana. Deci ce patroana ai fost să zic? Am retras. Ai retras plângerea tu? Da. Păi tu le-ai făcut senor? Da, păi ce faci, patronul? Tu ești sâfon? Am asumat la unul 2 și am dat plângem. Patronul, dar ești sâfon? Eu sunt sâfon. Nu mai pot cu patronul. Da, măi, prieteni, deci ca să știți și voi ce s-a hotărât acolo, că am făcut filmarea cu domnul Modă, dar am uitat să o continuăm și să vă dăm răspunsul. Deci, s-au potolit treburile, fiecare își vede de viața lui. Noi cu viața noastră, ei cu viața lor, nu mai au treabă cu noi. S-a împăcat beleaua și fiecare își vede de drum. Mă sună un număr, ia vezi că e de la grill. Alo. Aia, gata? Bine, mersi. Poți să mergi după comandă. Totul e ok. Deci, de acum încolo, prieteni, chiar dacă noi mai mergem pe la București când și când, tot mai avem și noi treburi. De acum încolo, suntem și aici la Strehaia, ca să știți, dar deja cred că v-ați dat seama de treaba asta. Mai ai ceva de spus? Da, mai am ceva de spus, mai am, că o să-ți dau eu o parte de la mine de filmare și a zis domnul Modă, ca să vezi, ca să vadă și toată lumea că domnul Modă a rezolvat problema. El este bulibașa de divorțuri, prieteni. Da. Deci vreau să vă rog în primul rând să vă abonați pe canalul Bulibașa de la Strehaia. Deci acolo vă filmează domnul Modă și vedeți toate judecățile în clar acolo. Vedeți și decizia luată și judecata și mai multe chestii pe care domnul Modă vi le dezvăluie pe parcursul filmărilor. Deci eu chiar vă rog pe toți cei care mă urmăriți să vă abonați la domnul Bulibașa de la Strehaia. Unule, vreau românești să se înțeleagă și lumea. Ce să zic? De pe margine, de pe margine, s-o dă-l așa. Bună seara, prieteni, suntem la judecata care a făcut-o între Mădălina și Alin. Am stabilit noi, băieții de la Strehaia, am stabilit să rămână, să rămână fata și la Alin, bă, și la Mădălina. Domnul Leo, rămâne fata și la Mădălina și la Leo. Am stabilit. Da. Poate să stă două, trei zile. Am făcut și două, trei zile și la Alin și la Mădălina, poate să meargă. Am venit toți băieți și am stat de acord așa ceva și am rămas așa. Când vrea Alin, o zi, două, poate să țină și fata să o plimbă și Mădălina. Dar fata să stă mai mult la Mădălina, la mamă. Domnul judecător, da, Modă. Judecător central, domnul Inel. Pune și dumneavoastră cum văd aici. Așa e, domnule. Da, domnule, suntem aici, într-adevăr, am stabilit, așa va fi stabilit în continuare, să nu mai fie nicio ceartă, nicio cârcotă între tine și Tomiță și Mădălina. Fata... Când vrei să o iei o zi, două, trei? Fata când vrea ea, că degeaba vrea ea, când vrea ea. Dacă nu vrea fata. Da, domnule. Da, așa, da, are, ai și tu dreptul să-ți iei fata, să o prindi? Păi, domnule, așa sunt. Iei fata, ale vreau să vă gust. Asta nu trebuie să plumecare. Da, domnule, da, domnule. Da, domnule, da, domnule. Da, domnule, da, domnule. Am mai nimic, da, stai așa puțin, stai așa puțin. Stai puțin, ba da. Nu, n-a plecat decât și un gaptul. Băi, ia lasă. Prete, am făcut pace, așa am stabilit. Eu, Bulibașa de la Strehaia, am stabilit. Să rămână fata la Mădălina și când vrea Alin, poate să meargă
cu ea. Să doarmă pata cu el împreună. Nu, împreună. Nu, să aducă pata să doarmă și la noi. O să stă la Strehan și tu la mea. Dar nu să stă o lună, două. Noi am stabilit, așa, decis. Da, domnul Alin. Și la mine și la ea, cum a venit și până acum. Cum a venit și până acum, gata. Așa am stabilit noi. Am făcut pace, fraților. E pace. Pace în orașul Strehan. Nu mai vrem să se ceartă, să iasă pe intur, să se ceartă. Patrona de la Strehan, doamna Mama Zâna. Bunica Zâna. Ia zi și tu două cuvinte. Am zis că am vrut să vin de alaltier, dar m-am avut treabă ca să-mi păcați treaba asta, să nu mai avut că vă încertați și vă bârfiți și vă luați în gură. Că era cea mai bun prieten cu Toniță. Păi așa e, așa este. Cu Ileana, cu Conea, cu Goaică, n-a fost. N-am ajuns, zină să ne jurăm ca acum. Nu. N-am ajuns. Nu. Asta a ajuns. Cu cine s-a la maxim. La maxim ați ajuns. Și lasă, uite, că dacă s-a făcut pace, vine fata și la dumneavoastră, strozând, să duce și la mamă sa și rămâne treaba asta păcată toată viața. Să nu mai vă aud gura nici ție, nici la mai văză că mai ai. Că nu mai pomeniți, că mai ziceți brânjerile care avem, care și tate. Am și eu, cu Gogu, am tot. Să mă gălina! Toate prinjurile. S-au terminat toate scandalurile astea, am încheiat toate, am făcut pace în tot orașul. Cine spunea că nu facem o de treabă bună? Domnule, mă recunoști ca judecător în Strehaia. Da, prieteni, în Strehaia aici el e șeful. Pe România. El e Bulibașa, nu pe România, nu poți să zic că pe România. Tu știi, am judecat la Târgu Jiu, la Vâlcea. Tu ai judecat cazurile de divorț. A fost peste tot. O să fac și divorțul. Divorțul cu Dana. Cu Dana o să ajungă tot la mine. Da, bravo, dacă domnul Modă, să termină anul și s-au terminat și toate judecățile, e pace. E pace. Urule, știi problema. Zi aici tu ca să rămâi filmat, ca să... Garanția ta care e? Deci tu garantezi că o lasă pe Alina să vină și la noi. Da, domnule. Deci nu mai vreau să vină la voi 4-5 zile, nu luni și...